În noapte de Revelion am mai făcut live și Madi cu Sergiu, el era puțin răcit, cineva i-a recomandat vin cu scorțișoară, iar el spunea că e pe antibiotice. Nu înțeleg oamenii care iau antibiotice la răceală, la gripă sau la răceală. Chiar nu înțeleg. Antibioticele sunt doar pentru infecții. Ce are una cu alta? Să știți că și mie îmi trece cu vin cu scorțișoară. Da. Sau cu ceai de mușețel. Dacă sunt puțin răcită, puțin, cu asta îmi trece. Nu stau până nu mai pot. Orice om răcește la un moment dat. Pentru că aici la noi pe insulă, să știți că nu e frig. Nu scade niciodată sub 15 grade, 15 plus. Nu minus. Dacă ar fi minus, ar muri toată lumea așa. Dar e grasie foarte mare. Și avem ploi. Uite, chiar azi a fost furtună. Așa că mai răcesc și eu. Dar cu ceai de mușețel, cu lămâie și cu miere, îmi trece imediat. Mie îmi trece. Nu știu la alții, dar mie chiar îmi trece. Sergio, preferați antibiotice. Au mai stat, au mulțumit, au făcut urări la toată lumea. Ei doi, zicea cineva că Madi e femeia perfectă pentru el. Păi dacă se mulțumește cu puțin, e femeia perfectă. Și că vor, a întrebat de muncă, dacă lucrează, când să lucreze, numai că s-a terminat sezonul, vor merge la muncă, normal, fiecare trebuie să meargă la muncă, banii care o să le vine de la mireasa se vor termina, pentru că nu sunt mulți. Și de unde e și nu mai pui, normal că se duce. Iar Madi a arătat un buchet de flori, așa și la sezonul nostru primeau rotund, așa și cu flori înăuntru. Să știți că și eu am câteva din aceste flori și a întrebat dacă recunoaște cineva dintre susținătorii lor i-a dat acest buchet. După cum v-am promis, vreau să vă spun cum și-au petrecut concurenții Revelionul, sărbătorile, anul nou, cum să mai spun, prima zi din anul nou. Am să vă las mai jos o serie de fotografii ca să vedeți singuri. Eu le-am răsfoit, mi-au plăcut foarte tare, foarte, foarte tare. Știți că mie îmi plac. Sunt concurenții de la sezonul 8 și de la alte sezoane, bineînțeles, pentru că eu îi urmăresc și pe aceia. Mai puțin de la sezonul 1, despre care nu știu nimic în afară de câștigători. Atât. Pe Andra o cunosc personal, am stat de vorbă cu ea. Când eram în casa Mireasa, a venit acolo cu... Încă soțul ei erau împreună atunci, se înțelegeau bine, după aceea s-au despărțit. Mie mi-a plăcut foarte tare Andra. E o fată și frumoasă și foarte deșteaptă. Dar oricât ai fi de deștept, când te îndrăgostești, uiți de toate. Că de asta zic de... Am vorbit mai devreme de Ioana și Marius. Că Bianca spunea că nu crede în iubirea lor. Eu cred. Chiar dacă mă înșel, cred acum, în momentul ăsta cred. Cam atât am avut pentru prima zi din 2024. Vă rog să mă urmăriți în continuare ca să mai discutăm despre foștii concurenți și în curând despre sezonul numărul 9. La revedere! Mergeam încet pe stradă, cu ochii după pradă, și văzând bine o fată din revistă decupată, cu fustă roz crăpată. Avea mers de felină, cum se mișca așa, de fapt chiar defila sau poate chiar dansa. I-am zis să vină în coacă, la râpe vin în coa, dar nu mă auzea că l-a restat pe ea. E claxonabilă și chiar nu pot să mă abțin, irezistibilă și aș vrea să-i dau puțin, puțin. E disponibilă, nu pot să cred așa ceva, e incredibilă și aș vrea să fie doar a mea. Cum să fac să-i spun că e claxonabilă?
Lisa. Claxonatul interzis, bă. Și atunci am oprit instant. Să merg să cer un Insta. Și am oprit la roșu chiar pe trecere. I-am zis că în seara asta e petrecere. Mi-a zis că nu-i din zonă, e în trecere. Și tot fugea de mine ca la trecere. E claxonabilă și chiar nu pot să mă abțin. Irezistibilă și aș vrea să-i dau puțin, puțin. E disponibilă, nu pot să cred așa ceva. E incredibilă și aș vrea să fie doar a mea. Cum să fac să-i spun că e claxonabilă? Cum să fac să-i spun că e claxonabilă? Claxonabilă. Cum să fac să-i spun că e claxonabilă? Cum să fac să-i spun că e claxonabilă? Claxonabilă. Și văzând o fată din revistă decupată, o fustă roz crăpată, avea mers de felină, cum se mișca așa. De fapt ea defila sau poate chiar dansa. I-am zis să vină în coacă, la repede vin în coac. Dar nu mă auzea că l-a restat pe ea. E claxonabilă și chiar nu pot să mă abțin. Irezistibilă și aș vrea să-i dau puțin, puțin. Claxonabilă. Și atunci mi-a picat fisa. Claxonatul interzis, bă. Și atunci am oprit instant. Să merg să cer un Insta. Și am oprit la roșu chiar pe trecere. I-am zis că în seara asta e petrecere. Mi-a zis că nu-i din zonă, e în trecere. Și tot fugea de mine ca la trecere.